Și aș vrea să plecăm de la lucrul pe care îl anunțam, evenimentul acestei săptămâni ultime de campanie ar fi trebuit să fie o lovitură dată unuia dintre apropiații lui Liviu Dragnea. Se spune că este creierul guvernului, consilierul premierului Dăncilă. Cel care pregătește mai toate măsurile economice cu care executivul a ieșit în ultima vreme, cel care îi furnizează și lui Liviu Dragnea suportul informațional pentru ieșirile publice, calculele de la tablă, și toate anunțurile cu miză concretă pe care le face președintele PSD. Darius Vulcov, despre el este vorba și ați văzut anunțul bombă pe care îl făceau procurorii în urmă cu două zile, nu? Cred? Cred că două zile, da. Prin intermediul unui site specializat în a fi o astfel de portavoce, respectiv G4 Media, apărea informația că Darius Vulcov este pus sub urmărire pentru denunțarea secretelor, pentru publicarea secretelor de stat. Pedeapsă până la 5 ani de închisoare pentru divulgarea unor astfel de secrete. Ce să vedeți însă, Darius Vulcov era urmărit penal din 27 februarie, nici mai mult, nici mai puțin. Ca atare, îți pui întrebarea de ce acum apărea această informație. Să fie vorba doar de ultima săptămână de campanie sau să fie partea unui plan Berta mai larg, care să vizeze... Și cu o țintă suplimentară față de Vulcov, care părea primul obiectiv al anchetatorilor și al propagandei. Este vorba despre niște declarații date de prim-grefier de la parchetul Curții de Apel din Constanța. Este într-adevăr vizată în dosar Adina Florea, știm foarte bine, adjunctul secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Însă, în ceea ce privește aceste declarații date de grefier... Până la declarații, Berta, să explicăm ce s-a întâmplat. În această săptămână vine Roxana Ciucă cu informația că Adina Florea declanșează o nouă bombă, respectiv începe audierile, Roxana, în dosarul privitor la falsificarea semnăturii fostului președinte al Înaltei Curți, Nicolae Popa, pe protocoalele dintre Înalta Curte, protocolul de Înalta Curte și SRI. Și că urmează să o citeze pe doamna Cristina Tarcea de la Înalta Curte de Casație și Justiție și se va întâmpla acest lucru cât de curând, în săptămânile viitoare, pentru că nu a avut timp să mai facă lucruri până acum. Reamintește-ne, Roxana, cât de gravă este această situație legată de protocolul pe care președintele, care tocmai se pensionase, Nicolae Popa, a dezvăluit că nu l-a semnat, deși acolo apare semnătura sa. E destul de gravă situația, pentru că omul vine și spune că se pensionează pe 1 septembrie și pe 2 septembrie apare semnătura sa pe respectivul protocol. Cât a fost la parchetul general înainte să plece la SIJ, la Secția pentru Investigarea Magistratului, cei de acolo au cerut două sacoșe cu documente de la Înalta Curte. Tarcea nu a fost audiată. Nicolae Popa înțeleg că a mers și a dat câteva explicații în acest dosar și cam aici s-a oprit totul. E un protocol cu semnătura lui Nicolae Popa. Nicolae Popa care susține că nu el și-a pus semnătura pe respectivul protocol. Lucrurile sunt cât se poate de grave, pentru că iată, în baza acelui protocol foarte multe persoane, da, au avut de suferit. Dar vedem ce se va întâmpla săptămânile care urmează la SIJ. Și revin atunci la Berta, la două zile după ce Roxana face această dezvăluire, apare această știre veche, practic, din 27 februarie, că Vulcov este pus sub urmărire. Tu aveai să descoperi zilele acestea, Berta, ce bombe sunt în acest dosar? Se leagă cumva toate aceste lucruri care au apărut în ultima perioadă. E adevărat că este important timingul. De fiecare dată cumva ne-am obișnuit că nu există coincidențe. E adevărat că în dosarul acesta de la... De fapt, au fost două dosare. Unul la parchetul general, unul la DICOT. A fost audiată această grefieră de la parchetul Curții de Apel din Constanța de 3 ori. De 2 ori la parchetul general, o dată la DICOT. Este important un aspect, și anume, în prima declarație pe care a dat-o această doamnă grefier, spune că nu a fotocopiat niciodată protocolul, că nu a făcut niciun xerox, că nu l-a fotografiat cu telefonul, că nu știe cum a ajuns în spațiul public, practic nu știe exact mai nimic în legătură cu acest protocol. La câteva zile distanță, mărturie dată în fața procurorilor de la parchetul general, în data de 29 iulie 2018.
declarație, Berta, această grefieră, mi-amintesc că am prezentat atunci în exclusivitate, a ieșit plângând din birourile procurarei de caz și îmi scapă acum care era, cum o chema pe acea procurare de la parchetul general. Știu foarte clar că această grefieră, când a făcut declarațiile, a ieșit plângând de acolo și tremura toată. Bun, așa deci, cum știm, aici sunt, domnule Ciuvică, două ținte importante. Pe de o parte, protejarea secretului protocolului, asta a fost primul motiv probabil de iritare și de reacție rapidă a procurorilor, și al doilea, să se ajungă cumva la doamna Dina Florea, care tare a mai supărat sistemul, pentru că ce să vezi, din poziția de la secția specială pentru magistrați, a deschis niște dosare pe care nimeni nu cred că și imagina vreodată că cineva va avea curajul să le instrumenteze. Da, principala țintă a fost cu siguranță doamna Florea, pentru că a fost și foarte mult propagandă pe tema asta, au pregătit mult chestiunea asta, o dădeau încă din, nu știu, protocolul a apărut vara anului trecut, încă de prin toamnă o indicau pe Florea, care candidase înainte pentru o șefie, o indicau pe ea ca fiind cea care a scos protocolul. Mai era a doua țintă cu care înțeleg că au avansat domnul Vâlcov, că de ce a prezentat domnul Vâlcov respectivul protocol, dar pe partea asta de justiție era doamna Florea. Acum, din câte am înțeles și eu, nu există nicio dovadă că doamna Florea ar fi scos vreun fel protocolul ăla de acolo, în afară de declarația unei grefiere. Confirm și tu, Berta, că nu există nicio dovadă a transmiterii, ca să zic așa, în acest moment, procurorii nu au nicio dovadă că Adina Florea este cea care i-a înmânat protocolul. Înțeleg că nu au nici vorbiri telefonice, interceptări, deși au fost interceptați toți în acest dosar, doar că după momentul la care se presupune cel puțin că Adina Florea ar fi dacă dat ar fi fost acel... înainte, era cam ilegal sau nu avea niciun motiv. Exact. O secundă, da. Doar, dar rămâne chestiunea asta altă cu cel care a pus pe Facebook, deci a făcut public protocolul. Cel care a făcut public protocolul a făcut un gest foarte corect civic, chiar dacă el, nici nu știu dacă el era angajat sau era onorific ce era el pe la guvern, Vâlcov. Nu contează că e penal, nu contează nimic. El a prezentat public un document de mega interes public, ceea ce am fi făcut oricare dintre noi dacă am fi avut documentul respectiv. În documentul respectiv conține și lucruri ilegale și e precizat în lege că nu poți să te ascunzi în spatele secretului dacă secretul respectiv acoperă niște ilegalități. Deci, după părerea mea, este chiar o oroare faptul că oamenii ăștia încearcă să-l ancheteze penal pe Vâlcov pentru că a prezentat un lucru extrem de util societății, acel protocol odios. A declarat a fi ilegal. Haideți să vedem această succesiune de declarații, pentru că ea poate arăta felul în care, în mod evident, felul în care a fost făcut acest dosar. Pe ecran, Berta, declarația numărul 1, cea din care citai, haideți să vedem fragmentul explicit în care doamna grefier, care a ieșit plângând, ne spune Roxana, a spus că nu știe nimic. N-a pozat, n-a xeroxat. Este declarația dată pe 29.08.2018, prima declarație la parchetul general, și spune în felul următor: eu personal nu am fotografiat niciodată documentele clasificate cu telefon mobil, cu aparat foto sau alte instrumente de fotografiere. Nu am copiat, multiplicat la copiator astfel de documente. Și mai zice și nu mi-amintesc să fi lăsat cele două mape cu protocoale pe biroul de lucru nesupravegheat o perioadă mare de timp. Corect. De asemenea, nu își explică în ce împrejurări o copie a protocolului de colaborare dintre SRI și parchetul general a ajuns în presă. Practic, în prima declarație, doamna grefier ne explică și tocmai ne spune că nu grefier, știe ar ști nimic. Care este gravitatea unei minciuni sub jurământ în timpul audierii într-un dosar. Este grefier, nu este... Cu siguranță. Bun. Deci știa care este răspunderea sa cu privire la această declarație. Vine a doua declarație la câteva zile distanță, pe 31.08.2018, în care doamna grefier dintr-o dată începe să-și amintească și să spună că, de fapt, doamna Dina Florea a intrat la ea în birou, a văzut că erau niște documente pe masă, că se lucra la un răspuns, de fapt, pentru parchetul general în legătură cu acele protocoale, iar doamna Dina Florea
ar fi întrebat-o ce face și a spus că vrea și ea să citească acel protocol din 2016, să îl copieze, să-i facă o copie pe care să-i o dea, să-l citească și ulterior să îl distrugă. Asta pentru că doamna grefier Nicoleta Ichim spune că i-a precizat doamnei procuror faptul că era un document delicat cu care trebuia să aibă grijă și să nu iasă nicăieri, tocmai pentru că era clasificat. În această a doua situație vine bomba, Berta. Ce se schimbase între timp în privința relației dintre procuror și doamna grefier? Ideea este că imediat, de fapt, după această declarație, cei de la parchetul general au decis să renunțe la urmărirea penală în ceea ce o privește pe doamna grefier, întrucât Denisa, au considerat... Denisa Cristodor, Berta, este... Adriana Cristodor este procurorul care s-a ocupat împreună cu... Cu aici a doua bombă, aici, doamnelor și Ioan Șandru. Cine este procurorul Ioan Șandru, Berta? Procurorul Ioan Șandru este procuror de caz în acest dosar de la parchetul general împreună cu doamna Adriana Cristodor și este același procuror care s-a ocupat, evident, de dosarul președintelui Iohannis, dosarul în care a fost audiată Carmen Iohannis, un apropiat de altfel... Adică e procurorul cu marama, ca să zic așa, cu bazmaua? Exact, procurorul cu bazmaua. Cel care i-a permis doamna Iohannis să vină mascată, cum ar veni. Cel care a audiat-o noaptea pe doamna Carmen Iohannis la parchetul general, un apropiat de altfel al domnului Augustin Lazar, fostul procuror general, știm cum... Mergea cu banderolă să protesteze. Rezumând, doamna grefier își schimbă declarația la 180 de grade, o face dă un pe acord mâna procurorilor, de recunoaștere, face un acord de recunoaștere, o dă pe mâna procurorilor pe Adina Florea și scapă și pentru mărturie mincinoasă anterioară și pentru faptul că a fotocopiat un document secret al statului român pentru care, iată... Da, Mocanu. Da, aici sunt două chestiuni din punctul meu de vedere, care ar trebui să spulbere acest dosar, care nu este folosit, dacă mă întrebați mine, pentru a-i face probleme doamnei Adina Florea, ci pentru a o compromite. Și o să vă explic de ce. În primul rând, sigur, protocolul nu avea de ce să fie secretizat, pentru că el ascunde o ilegalitate, nu are ce să se cerceteze, că nu s-au divulgat documente care conțineau secrete ce nu trebuiau să fie divulgate, ele fiind, de fapt, niște ilegalități care au fost mascate de această clasificare. Deci aceasta nu este o infracțiune, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care, deci dacă ne-am fi aflat în prima etapă, în care grefiera a dat acea declarație, nu știu, habar nu am, să zicem că am sta să bine la parchet, la DICOT. Dar atunci când și-a schimbat declarația și a spus, pe mine Adina Florea m-a pus să fac, în acel moment în cauză, a fost implicat automat un magistrat și din a doua zi dosarul trebuia trimis de urgență la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, nu avea ce să caute la DICOT. Deci, domnul Vâlcov trebuia să fie făcut suspect în cel mai rău caz la SIJ, în niciun caz la DICOT. Deci, în acest moment, DICOT-ul ține cu japca un dosar fără să mai aibă competență de a efectua vreun act de urmărire penală, deci punerea sub acuzare a domnului Vâlcov, în calitate de suspect sau inculpat, ce-o fi fost el, este făcută ilegal de un organ care nu are competență să efectueze urmărire penală.